M-am teleportat. Iar astăzi stau tot pe o pernă și nu-mi îngheață fundulețul, pentru că astăzi o să fie nebunie. Hai să vedem. Așa că avem 17.437 de trofei. Am mai reușit foarte puțin să mai pușez cu Lu. Așa că hai să vedem și noi ce avem pe aici. Ok. Duo Showdown. Ok. O să vreau cât mai repede să ajung și la 17.500 de trofee, iar apoi la 18.000 de trofee, așa că apăsați butonul de like. Iar astăzi am o mare provocare pentru voi și o să încerc să joc Brawl Stars doar cu o singură mână. Am ambele mâini aici și cum vreau să fac chestia asta? O să vreau să dau măcar un match cu o singură mână să văd cum este. Având în vedere că e destul de greu să joci cu o singură mână, pentru că bineînțeles îți trebuie ambele mâini ca să joci, după cum vedeți, cu joystick-ul și cu hiturile. Îți trebuie ambele degete. Și o să încerc cumva să țin telefonul exact așa, doar cu o singură mână. Și opa, deja e greu. Și eu o să trebuiască să dau doar cu singurul deget de la mâna dreaptă și să merg și să trag. O să fie dificil. Hai să vedem dacă reușim. Apăsat butonul de like, dar mai întâi hai să vedem pe shop, mai durează 2 ore până o să fie celelalte daily deals. Ok, hai să dăm un match. Mamă, dar nu știu cu cine să dau. Uite, ca să fie treaba, o să dau la solo cu Lu sau măcar cu unul mai mic, care este rank cel mai mic. Lu cred că este de rank 13 și este cel mai mic. Ia să văd dacă nu mă înșel. Dacă este mai mititel cu altcineva, o să joc cu altcineva. Ok, ia să mă uit puțin ce harte e. Ok. Ok, hai să vedem. Un match cu o singură mână și ca să vedeți, o să țin cumva telefonul aici și eu o să joc. Băi, sau stați așa. Am altfel ideea. Nu, am altfel ideea. Uite, eu o să țin telefonul cu o mână, pentru că nu am cum să-l țin altfel. O să fie ok. Deci doar țin telefonul în mâna stângă și eu o să pot să-l controlez cu un singur deget. Sau pot, de exemplu, să controlez toate degetele de la o singură mână. Puteți să încercați și voi. De exemplu, astea două, știi cum ții degetele așa, și pot să controlez cu degetele de la o singură mână. Hai să-i dăm play, Doamne ajută, o să stau așa ca să vedeți și voi exact. Ok, dar cred că o să fac cu arătătorul. Sunt curios. Sau ia să văd dacă pot cu... Nu te cred, ia uitați-vă! Deci cu ambele mâini... ușor, ușor, ușor. Stați așa. Da, deci singura posibilitate ca să reușesc este să joc cu mamă, cât de greu e, ești nebun la cap. Lasă-mă, lasă-mă. Mamă, și nici nu văd. Frate, dar pleacă, lasă-mă. Mamă, e destul de greuț. Ok. Singura posibilitate este să joci cu degetele astea două, cu arătătorul și cu degetul cel mic. Cu degetul cel, cu arătătorul. Da, eram sigur. Mamă, e greu. Măcar am luat 0 trofei, adică n-am luat niciun trofeu, ceea ce e bine, nu am scăzut. Până acum este un succes. Da, deci până la urmă trebuie să joci cu astea două, gen cu ăsta mergi și cu celălalt tragi cu ăla micu. Hai să mai dăm încă unul, că e Caterinca. Păi, e bine, măcar nu am scăzut în trofee. Hai să mai dăm încă unul. Mamă, e greu, rău de tot. Vedeți cât de strâmb joc? Dar e Caterinca. Bă, trebuie să încercați și voi. E un joc chiar și mai că rău de tot. Da, deci cea mai bună, uitați, vezi? Cu ăsta merg și cu celălalt, dar trebuie să te și oprești. Și cu celălalt trag. Wow, dar e nasol când mergi, că nu-ți dai seama că trebuie să duci degetul ăla. Frate, e prima oară când joc în halul ăsta. Bine, am mai jucat prost. Bineînțeles. Au! Dar de ce am ache... Bă, dar chiar mă mulți... Mi-a zis cine... A, uite mă, acum nu mai e blocată. Că mi-a mai zis cineva de ce aveam ăla blocat. Uite că nu o mai am blocată. Asta e bine. Ia uite cât de prost joc. Deci fiți atenți cât de prost joc. Mamă, frate. Trebuie să fug. Că mi-e frică. Mamă, uite mamă astea. A, uite că acum merge. Ok, mai suntem 6. Te rog, nu mă omoră.
Nu am șanse deloc. Mamă. Mai suntem 5. Eu stau aici ca boschetarul. Nu te cred. Stau ascuns aici. Trebuie să mă și mi... Aoleu, nu veni, că vine asta după mine. Nu, nu mă omoară. Mai suntem 3. Nu te cred, că dacă o să câștig. Nu, n-am nicio șansă ca să-l omor pe ăsta. Nu te cred, pe locul 2. Nu te cred. Hai, sunt mort aici, nu mai am nicio șansă. Uite, hai să văd dacă reușesc să trag în el. Hai că am reușit să trag în el. Da, mort. Am luat locul 2, nu te cred. Deci eu nu te cred că am luat locul 2 cu o singură mână. Și am luat și 8 trofee. Nu te cred. Trebuie să încercați că e prea șmecher. Ok, gata, ajunge. Bă, e prea șmecher. Dar știți ce? Hai să facem challenge-ul ăsta până la capăt. Hai să mai dăm încă un match pentru că na. Dăm play again. Bă, da, deci singura tactică este să joci cu astea două. Înțelegeți? O să vedeți că o să fie mai ok decât cu un singur deget. Măcar e cu o singură mână. Băi, frate, e greu. Ia uite. Ok, pot puțin să mă și duc. De ce am tras? Nu trebuia să trag. Și acum fugi. Fugi că vine. Nu, nu trage acolo. Trebuie să mă ascund. Nu trage spre mine. Nu! Lăsați-mă. O să mor. Eram sigur că o să mor. Era de așteptat, pentru că n-ai cum altfel, ia. 0 trofei. Bă, nu te cred. E bine. Hai să mai dăm încă un meci. Mamă, dacă mă perfecționez în chestia asta, mă duc la campionatele mondiale de o singură mână. Îți dai seama, ar fi genială chestia asta. Eu să pierd în continuu. Ok, aici pot să folosesc degetul arătător. Hai să iau și cutiuțele astea, măcar să-mi fac și eu power cube-uri mai multe. Bun. Nu, de ce tragi acolo? Trebuie să fug. Fugi, bossule! Fugi! Fugi că te mănâncă rechinii. Nu sta. Mamă, măcar unul singur să iau. Aș fi... Barosan. Ok. Iar acum stau puțin ascuns aici. Măcar am reușit să iau 3 power cube-uri, dacă nu mă înșel. Mamă, frate. Cum ar fi să ies pe locul întâi? Adică pe bune. Vedeți că nu am trișat absolut deloc. O țin telefonul în mâna stângă și cu dreapta doar dirijez când trebuie. Câteodată stau cu ambele degete așa, câteodată stau doar cu un deget. Băi, apăsați butonul de like, fiți așa. Scrieți în comentarii dacă vreți, încercați, iar apoi comentați la acest video și spuneți-mi dacă ați reușit. Dacă ați reușit să ieșiți măcar pe 0 trofee cum am făcut eu, ar fi foarte tare. Vedeți că e foarte greu. Deci e un challenge foarte mișto și foarte greu. Hai, tata. De ce vii la mine, mă? Da, fix la mine te-ai găsit, bossule. Da, fix la mine. Da, bine. Bine că te-ai găsit la mine. Da, pe locul 4. Pe locul 4. E bine, mă, am ieșit pe plus. 5 trofei, nici nu mă așteptam să câștig. Eu sincer mă așteptam să pierd într-una, ultimul loc. Ceea ce e foarte bine. Mamă, mai am un singur token. Și uitați că mă apropii, mai am 50 de trofee și asta. Nu te cred, stați așa. Un brawl box. Îl deschidem tot cu o singură mână. Hai să vedem. Dacă mai avem și norocul să... Mamă, ce frumos era să ne pice ceva acum. Băi, frate. Era frumos, rău. Așa că ne vedem la ora 5 după amiaza. Scrieți în comentarii dacă ați reușit și voi. Și dacă v-ați distrat, e foarte mișto să încercați cu un prieten, să vedeți care e mai bun. Ne vedem la ora 5 după amiaza cu cei mai tari legendari. Salutare!